Peste 180.000 de țigarete, 38 de telefoane mobile, 20.000 de lei, bijuterii din aur și alte bunuri au fost ridicate de polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT din Pitești, în urma a 34 de percheziții efectuate joi. 16 persoane au fost conduse la audieri, dintre care 9 au fost reținute. Polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Pitești și procurorii DIICOT din Pitești au efectuat 34 de percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional specializate în contrabandă și spălare de bani. La activități au participat și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din Suceava, Galați și Satu Mare, polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, de la Centrul Chinologic Sibiu și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu 4 efective canine de detectare tutun. În urma perchezițiilor au fost ridicate 882.460 de țigarete, 20.000 de lei, bijuterii din aur, 30 de grame, 38 de telefoane mobile, 5 calculatoare, 14 cartele SIM și o tabletă. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi organizat în municipiul Pitești o rețea clandestină de distribuție și vânzare a țigărilor de contrabandă, asumându-și fiecare roluri bine stabilite privind aprovizionarea, distribuția, depozitarea, vânzarea, fiind stabilite legături permanente cu sursele de aprovizionare din județele Suceava, Galați și Satu Mare. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 2.400.000 lei. 16 persoane au fost conduse la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Pitești, pentru audieri. 9 dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și urmează a fi prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Departamentului de Informații și Protecție Internă.